Bine ați venit la Stax TV, review de mașină nouă, de data asta primul M3 Touring. Primul model de M3 Touring făcut de BMW vreodată, nu știu cum să stau ca să îl vedeți, să nu vă deranjez foarte tare. Este M3 Competition, bineînțeles, l-ați văzut probabil până acum în poze, l-ați văzut probabil și pe YouTube. Acum a ajuns la noi, ne-am deschis și studioul ăsta nou cu lumini aici, Marius mă ucide. Am zis că să nu-mi pun ochelarii ca să nu par mai arogant decât sunt. Să vorbim despre mașină. Înainte să vorbim de partea frontală, aș vrea să vă dau câteva detalii tehnice, pentru că este începutul clipului și probabil mulți zic, hai, dă-mă, nu ne plictisi cu detalii de genul ăsta, de design și așa mai departe. Să vă spun că mașina asta pleacă de la 98.000 de euro, preț de pornire. Mai putem să punem multe accesorii pe ea și să o personalizăm cât de tare ne dorim, în diverse culori și configurații de jante și așa mai departe, tot felul de accesorii exterioare de carbon. Este un model M Competition, este dotat cu un motor de 3 litri turbo, ce dezvoltă 510 cai și 650 de Nm. Poate să meargă 4x4 sau 4x2. Nu v-aș recomanda... Ce ți se pare ciudat? 4x2? Adică poate să meargă tracțiune integrală sau spate. Mă întrerup pe asta, mă, și mi-am pierdut ideea. Știi cât de bine era la mine în cap totul? Bun, și spuneam că nu recomand mersul propulsie în oraș, pentru că mașina este foarte, foarte nărăvașă. În schimb, pe circuit... mașina se poate conduce foarte, foarte distractiv și se pot face drifturi senzaționale, ba chiar mai mult, o să vedeți pe parcursul clipului că are și la bord ceva care vă înregistrează toate lucrurile. Partea frontală nu discutăm de ea, pentru că aici părerile sunt împărțite, unora le place, altora nu, sunt chestii de gusturi, mie îmi place personal, la volanul mașinii vă garantez că n-aveți nicio problemă, că nu știu, e grila prea mare, prea mică, prea pe capotă, prea pe stânga, prea pe dreapta, care gur de ventilație pe lateral, farurile sunt laser, frate, chiar se văd foarte bine cu fază lungă automată. Să vorbim despre lateral și ce mi se pare mie inedit, faptul că mașina vine cu roți pe 20 pe puntea spate și 19 pe față. Mi se pare foarte cool, BMW face asta de foarte multă vreme și alte mărci, nu zic că nu. Fitmentul de pe spate mi se pare senzațional. Dacă mă uit la mașină, de la jumătate în spate, mi se pare că mașina arată senzațional din toate unghiurile mele pe care o văd, chiar și de la volan în oglindă. Mi se pare super sexy cu aripa aia umflată și cu roata aia pe 20 care intră acolo perfect. Fața, în schimb, mai are de lucru partea de fitment, dar sunt convins că este așa pentru că mașina vine cu o suspensie adaptivă și am fost surprinși plăcut de ținuta de drum în modul confort. Mașina se conduce foarte bine pe drumuri denivelate, speed bumper și așa mai departe. Chiar nu ai senzația că ești într-o mașină sport în funcția de confort. Și atunci și wheel gap-ul, prizele laterale de pe aripi, partea asta de praguri foarte, foarte proeminente în culoarea neagră, mi se pare un accent frumos. Putea să fie în culoarea caroseriei, dar oamenii au mers pe negru. Putem să alegem chestia asta cu shadow line, să nu mai avem pachetul ăla crom pe care îl avem pe mașini de 150.000 de ani. Bineînțeles, putem să punem și pachet carbon exterior pentru M Touring Competition. E un break foarte sexy, nu? Adică mai este RS4, mai sunt niște companii care mai fac niște mașini cu valențe sportive în varianta break, dar M3-ul ăsta este vai, 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 vai. O să apară și M5-ul break, de-abia l-aștept și pe ăla să-l văd cum arată, dar ăsta este super sexy. Suficient de partea laterală, nu v-am zis de frâne, aici avem un pachet sport. Am greșit? Nu e așa? Avem aici un fan Audi, cred că, care ne ceartă foarte tare, spune că nu e așa ce zicem noi, dar se pot opta și pentru pachet carbon ceramic la pachetul de frâne. N-am simțit în oraș nevoia de frâne mult mai eficiente, frânează mașina într-un stil senzațional. Bun, mergem în partea din spate, care iarăși este foarte sexy. Mai trebuie să zic eu ceva? Adică... Da, nu, astea nu sunt fake, sunt reale, sunt negre, vin cu difuzor pe spate super accentuat, stopurile, badge-ul,
negru, poate să fie fără propagajul, eleron la eleron, la buză, la buză, la nu știu ce, iarăși, pe mine nu mă deranjează, n-am nicio problemă. Ce mi se pare super cool la BMW e treaba asta. Poți deschizi luneta, nu te mai complici cu tot propagajul, chiar dacă el este electric, pac, pac, ai băgat aici, ai luat, mi-e sete, nu mi-e sete, am treabă, n-am treabă și acum nu se deschide, nu? Credeam că fac și o șmecherie. Partea de depozitare însumează 500 de litri. 500 cu 20 mai mult decât la sedan, cum să spune. Da, îmi iau sedan. Ține de gusturi. Ține de gusturi. Probabil că sedanuri sunt mai multe, parte de touring mai puțin, vrei să fii ieșit un pic din comun, îți iei. Se rabatează foarte ușor banchetele, dacă ai ceva voluminos de băgat, aici e scobit pentru un acces mai bun al lucrurilor voluminoase. Trusă medicală, tot ce trebuie, bași copii, biciclete, cărucioare și ai plecat la drum. Bineînțeles, super chill că tu de-aia ți-ai luat M3 să mergi încet. M-am chinuit să merg încet, dar am putut. Hai să mergem la interior. M-am abținut să nu zic hopașa. M-am abținut, adică a fost acolo pe limba hopașa. No. De ce să zic? Păi de la vârstă și de la scaunele astea, că ele sunt super tari, adică chiar nu sunt foarte căptușite, dar arată senzațional. Stai în ele cu un suport lateral extraordinar de bun. Pentru mersul pe circuit sunt indispensabile, sunt un rău necesar, ca să zic așa. Rău este la urcat și coborât, pentru că aripioarele astea sunt foarte pronunțate. Ți-e puțin complicat să te urci, să te dai jos din mașina asta pentru mine. Poate la 20 de ani sau 25 de ani nici nu te mai interesează, nici nu mai simți acest aspect. Arată într-un fel, partea din spate e de carbon. Interiorul aici arată foarte bine, nu văd plastic mai pe nicăieri. Avem piele, avem carbon, avem aluminiu, avem piele din nou, piele pe bord, piele pe volan, carbon pe volan, padele de carbon, display-ul ăsta super wide și plin de informații, cam puține butoane, după gustul meu, adică trebuie să stau să intru în meniuri, să fac lucruri, să apăs, să dezactivez, să intru, să am aplicații, am conectări cu telefoane, cu Spotify-uri, Apple, CarPlay, o întreagă nebunie pentru oamenii care sunt mai orientați către tehnologie și gadgeturi. În schimb, mașina, de când m-am urcat în ea, am apăsat probabil butonul de climă și ceva pe aici pe la modurile de condus. În rest n-am ținut neapărat să intru în toate aplicații. Sunt tone de aplicații, poți să faci o grămadă de lucruri. Un lucru pe care l-am observat este că aici afișajul de la climă poate să pulseze așa tot timpul în niște culori M, știi, roșu-albastru. O facem continuu, adică stai aici și îl vezi pe la totul. Sunt sigur că din setările mașinii poți să faci să nu se mai întâmple chestia asta. Butoanele M1 și M2, aceste scurtături de moduri de condus. V-am spus, interiorul este foarte cool. Pot să spun că față de ce acum pe piață și cât de nebuni sunt unii producători la capitolul luminii interior noaptea, BMW-ul este foarte cuminte, vine cu lumini pe uși, o lumină ambientală la bord, la mânerele de deschis ale ușilor și aici în compartimentul de încărcare telefon și suport pahare. Plus priza de USB. Îmi place că de data asta am ales acest schimbător de trepte de viteză din piele și n-am mai venit cu diamante, rubine și așa mai departe. Că, na. Am văzut că se poate. Îmi place cum e configurată mașina. E foarte ok. O să mai vorbim de asta în timpul mersului, despre ce știe să facă și cum face și cât de pretențios sunt eu sau nu. Hai să ne mutăm și în partea din spate, pentru că e un break și ar trebui să stăm confortabil și cu mult spațiu. Aici n-am mai simțit nevoia de hop așa. M-am prăvălit, accesul este super facil. Nu am reglat scaunul, scaunul este... Da, cum am stat eu în față. Așa că pot să zic că stau bine. Chiar scobiturile astea aici în scaun chiar mă ajută. Știu că nu, bănuiesc că nu asta este destinația lor, dar mă ajută. Stau bine, am cotieră, am și mâner, că o să povestim de treaba asta cu mânerele, cu testul de mașină bună.
Bineînțeles, suportul de pahare fantastic, nu mai știu oamenii ăștia cum să-l facă prin spate, se deschidă, să facă tot felul, eu sunt obsedat de suportul de pahare. Avem aici climă pentru spate, ne putem regla noi cum vrem temperatura și pe unde să vină aerul, două USB-C-uri, suport de sticlă în spate și o parte de depozitare, tetieră, stau bine două persoane aici, poate să stea și trei, dacă al treilea e mai subțirel, e ok, pare confortabil, da, stau bine, portbagajul pare destul de aplicat, plafonul de fapt, nu portbagajul, în partea portbagajului, dar e ok, am destul loc, îmi place în spate. Haide, să mă plimbe cineva, îmi pui și centura. Să nu uitați de centură, că asta e cel mai important în spate, adică și în spate. Trebuie să și semnalizez, trebuie să mă strângă și centura, trebuie să stau și bine în scaun, stau foarte bine în scaun, n-am cum să nu stau bine în scaun. Adică nu știu cine zice că nu stă bine în scaunul ăsta, e ceva greșit. Vorbind despre cum se conduce mașina, eu am cerut-o mai multe zile și am zis, băi, vreau mai multe zile o mașină, mă, ca să mă obișnuiesc cu ea, să apăs pe toate butoanele. Eu în prima zi n-apăs niciun buton, sunt terifiat de chestia asta și de moduri de condus și de setări, parasetări și așa mai departe. Doar că n-am apucat, programul a făcut în așa fel încât să filmăm cu ea. Poate că ar trebui să tac, nu? Măcar să o auzim. A făcut să filmăm cu ea la două zile după ce am avut mașina și am mers cu ea în oraș. Cu greu m-am stăpânit, că știți foarte bine că am zis, domnule, dacă ai un M la drive test și nu rămâi fără permis pentru conducere agresivă. Agresivă însemnând derapaje controlate la 30 la oră, adică nu vă gândiți la ce înseamnă așa, sau la ce poate să însemne chestia asta. Nu trebuie să ai M, știi? Eu sunt și foarte agitat de fel, noroc că mă mai ajută. Ajută mașina asta să mă stăpânesc. Și la mersul meu poate mai prind un ronduleț și aș vrea să plece un funduleț, un piculeț, adică nu facem haos. Și atunci am simțit o chestie, poate ține de mine și nu știu eu să setez mașina, dar dacă mașina este modul sport, M, ce moduri are ea aici de condus? O dăm pe Sport Plus, putem să selectăm, bine, printr-o apăsare de buton, modurile de condus prin a muta motorul în funcția Sport Plus, mai există și funcția de sport, suspensie, șasiu, direcție, care este senzațional de precisă. Deci am evitat niște canale, suntem în București și aici n-au cum să fie la nivel canale. Și asta spuneam că dacă trec toate cele, varianta sport, cum sunt acum, mașina merge, rulează cu 55 de km de oră în treapta 6-a de viteză. Pentru că poate nu v-am spus, dar mașina asta vine echipată cu o cutie de viteze automată în 8 trepte, nu se poate altfel, vine cu diferențial spate cu alunecare limitată, ceea ce este fantastic, și tracțiune integrală sau spate la alegere. Și spuneam că fiind pe tot ce poate ia mai sport, ca să zic așa, cutia de viteze este tot în modul normal, adică ea având 3 trepte aici de sportivitate a cutiei de viteze. Dacă nu selectez eu de aici din schimbător, mașina tinde să meargă cât mai subturat și atunci, cum sunt eu agitat, apucat, vreau să plec repede, că am văzut un rond și să plece spatele și durează. Durează. Asta o pune la minusurile de condus. În rest, mașina este un vis. Este un vis la cum stai în volan, doamne, cum stai în scaun, cum se simte direcția, volanul. Am folosit-o în astea două zile, credeți-mă că am folosit-o. Am fost și la farmacie, am fost și la supermarket, am fost și cu copilul cu bicicleta în parc. Am fost peste tot. Mi-a fost foarte utilă, foarte la îndemână. N-am reușit să-mi cui mașina din mâner. N-am reușit. Nu
Îmi place că nu nimerez drive-ul cu frâna întotdeauna, că sunt foarte agitat. Dar îmi place mult. Și că tot vorbeam că nu schimbă, zic, haide să vedem, dacă o dăm în sport, trece automat, da? Dar așa e, când n-ai BMW și nu știi cu ce se mănâncă lucrurile astea, zici, noi nu-mi convine mașina asta, că eu dau pe tot ce ține de sport aici și nu trece pe sport, ai, uite, na. Dacă dădeai o dată în dreapta, de schimbător, trecea pe sport. Da, și cum spuneam, acum suntem în tot ce... Îmi cer scuze pentru asta. Să începem pe Waze. Acum suntem pe tot ce poate ia mai sport, din punct de vedere al șasiului sau al răspunsului la motor. O să mergem și o să ne mutăm în funcția de confort. Nu vreau butoane cu lucruri, lasă-mă în pace, că vreau aici să mut. Eficient, motor, confort, da? Și o să trecem iar peste linia de tramvai să vedem că mașina într-adevăr este foarte confortabilă, așa cum zic oamenii ăștia, pentru un M. Pleacă și spatele un pic, de asta ziceam că îi place latul, de asta mi-a și cumpărat-o, că e o mașină orientată pe mers distractiv, ca să zic așa, bineînțeles nu este recomandat în oraș. Plăcută la condus, v-am spus, meniuri, setup-uri, aplicații, poți să-ți iei cheie digitală pentru telefon, să deschizi mașina din telefon, poți să faci o grămadă de lucruri, camere, de luat vederi, înregistrarea video, dacă nu știu, mergi pe circuit sau vrei pe stradă să ai cameră deja incorporată, mai ai tu cameră din aia în parbriz. Parcare asistată, iar pe lângă parcarea asta asistată mai există și o funcție în care, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să ajungeți cu fața într-un loc de parcare îngust, trecând printre multe obstacole și să ziceți, mamă, cum mai dau eu cu spatele, mă, frate, pe acolo? E, mașina asta are o funcție și se poate să apeși pe un buton și să dea ea singură cu spatele, să înregistreze drumul pe care l-ai făcut cu fața și să dea cu spatele. Cool, nu? Mai trecem peste un pachet de linii de tramvai. La noi așa e, ca să te țină treaz și ca să-ți limiteze viteza de deplasare în oraș, liniile de tramvai nu-s la nivel cu strada. Atunci se întâmplă lucruri. Trebuie să încetinești, e normal. Dar mașina te duce plăcut la destinație, ca să zic așa. Patru persoane cu bagaje, cred că e mai mult decât... Da, mă, asta îmi place. Selectarea treptei de viteze pentru mersul înapoi. Ce ai, mă? Aș putea să fac getaway în București până la 50 de km la oră. Nu v-am spus, performanța mașinii este... La plecarea de pe loc ajunge la 100 de km la oră. Asta este o viteză așa pentru care nu ți se ia permisul, nu așa? În doar 3,6 secunde. Păi 3,6 secunde e ceva fantastic. Fantastic și poate să facă performanța asta pentru că merge 4x4. Dacă ar fi fost doar spate, cu siguranță n-ar fi ajuns la 3,6 secunde ca și performanță. Am fi testat și noi lucrurile astea dacă aveam un circuit undeva unde să putem să facem chestia asta și să avem mult mai mult timp la dispoziție, dar cum facem 2000 de vizualizări la clip? Da, sunetul este plăcut, feeling-ul mașinii foarte plăcut, scaunele, că iarăși subiectul scaune aici mă macină tare de tot, cum un break cu scaune scoică, nu știu ce. Băi, am mers până la Iași cu M4 Competition și pot să spun că n-a fost un chin să o conduc până acolo. M-am dat jos puțin cocoșat, dar poate e de la vârstă, poate am eu probleme cu spatele și poate cineva super sănătos nu simte problema asta. În schimb, sprijinul lateral, și cum stai aici, adică te pui aici și parcă nu-ți vine să te mai dai jos, efectiv. Cum stăm cu consumul, mă? N-am vorbit de treaba asta. Păi, cu consumul... Eu am ținut-o așa pe spate, să zic, să nu învârtă toate patru roțile, poate consumă mai puțin. Dar ce vrei? 510 cai?
510 cai, mănâncă ceva, în plus ai 500 de cai să vrei să scoți un consum formidabil, că mor cai, mor cai, vorba aia, nu, să-ți le dai să mănânce ceva. Și atunci, 19-l ăsta e un pic influențat de niște șpanetuțe, că nu au fost chiar șpanete. Îmi plac inferioarele astea, chiar dacă nu face rev meci, chiar dacă nu se aude tare evacuarea, îmi plac așa, clapetele astea sunt foarte la îndemână. Aici nu e, aici nu e limită de viteză pe partea asta. Până aici la gardul ăsta e o chestie, o convenție, așa, nu am vorbit, nu știe toată lumea, e așa. Aoleu, limita aia nu e de 30, pentru că nu mai e speed bump aici. Limita de 30 era doar dacă era speed bump. Da, mă, ce să zic, mașina... Aș vrea să văd cum funcționează butonul ăsta. Nu, gata, sunt pe sport? Nu? Doar, cum? Ce s-a întâmplat? N-am setat eu aici, n-am pus eu aici toate nebuniile, n-am făcut eu. Uite, manual 5M2, confort sport plus, frânele sunt pe confort. Da, mă, o treabă de IT-ști. Îi place pe lung așa. Îi place, îi place pe lung, îi place la cuplu. Nu-i... Nu stă ea în ture, așa, nu-i plac turele foarte mult. Dar cum stă pe stradă, bă, băiatule, bă, și ce frâne are, bă, băiatule, bă. Da, o plăcere. O plăcere să o ai pe un circuit. Evacuarea se aude bine în mașină, probabil influențată de ceva zgomot în boxe. Dar, pe mine nu mă deranjează chestia asta, atât timp cât urechile mele sunt plăcut impresionate de sunet. N-am o problemă că este, nu este 100% real. Și îmi place foarte tare că pot să aleg și să închid de aici evacuarea, să fie liniște. Nu se mai aude nimic. Super cool. Și dacă mă trec în modul normal, oare? Schimb aici la cutie, să fie totul comfy. Pac, pac, pac. Și suspensia, și direcția, și motorul. Ce poți să vrei? A, de consum ziceam că este influențat, este 19,6 și este puțin influențat de aceste mici șpanete pe care le-am făcut. Am reușit un 17 așa prin oraș. Mi se pare decent pentru performanțele mașinii. Ce să vrei mai mult de atât? Un frigider în portbagaj. Asta aș vrea eu, dar na, repet, eu sunt și mofturos așa. N-am bani de mașina asta, vă dați seama, dar când vine vorba de mofturi, avem toți, nu? Și fițe, și pretenții. Semnalizează asta în cazul în care vă întrebați. Mașinile sunt dotate cu manetă de semnalizare, cu becuri, cu tot ce trebuie. E tot ok. Cine-s băieți ăștia? Ia să vedem. Butonul de avarii tactil. Spre Urlați! Înapoi. A, în spate. Aici e spre Giugești. Vă salut, să trăiți, mulțumesc. Și acum la sfârșit de episod facem o analiză și spunem cele trei lucruri pentru care eu mi-aș cumpăra această mașină. Primul lucru pentru care aș cumpăra mașina este designul exterior. Îmi place că e break, îmi place că este specială. Întotdeauna mi-au plăcut break-urile sau touring-urile sau varianturile sau combi-urile. N-am înțeles limuzina. Deci, pentru mine, faptul că e break mă atrage să o cumpăr și că există acum, pentru că până acum nu exista varianta de M3 break. Al doilea lucru pentru care mi-aș cumpăra mașina este că pot să aleg între mersul 4x4 și spate. Deci pot să mi-aleg eu, doar apăs niște butoane și merg în siguranță cu tracțiune pe toate roțile, pe zăpadă și așa mai departe, ca să mai zic că pot să fac și cercuri de alea nebune, 4x4 pe zăpadă. Pot și pe asfalt, dar Michelin, pilot, cap 2, nu sunt așa de tocit în fiecare zi. Deci îmi place chestia asta, că pot să-mi aleg între 4x4 și spate. Și mai place că mașina este orientată către drift. Și atunci dacă mă duc la un circuit sau sunt într-o parcare din asta
curs închis, așa, fără oameni, pot să mă joc cu ea și am o secțiune acolo, o aplicație, se numește Drift Analyzer și îmi face mie, îmi spune câți metri, ce unghi. Asta îmi place, deci e făcută pentru mine. Să zic așa. Cam astea sunt motivele. Ăsta a fost episodul. Aștept și motivele voastre pentru care v-ați cumpăra M3. De ce nu v-ați cumpăra? Nu are importanță. Dar aștept motivele voastre în comentarii. Acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Știu că vreți mai mult fum din roți și așa, dar nu se poate. Share, like și subscribe, băieți. Share, like și subscribe.